Salutare dragitori de mașini, bine ați venit pe Vrum Vrum Vlog, dacă este marți. Astăzi reacționăm la o nouă colecție de mașini. Săptămâna trecută am vorbit despre colecția lui Ronaldo. Și dacă vorbim despre colecția lui Ronaldo, mi se pare super natural să ajungem și la Messi. Cu alte cuvinte, în materialul de astăzi povestim despre super colecția de mașini a lui Lionel Messi. Are undeva la 50 de milioane de dolari investiți în mașini și, ca o paranteză, una dintre mașini costă 30 de milioane de dolari. Acestea fiind spuse, dacă îți place ideea acestui material, lovește cu încredere butonul de like să continuăm această serie și lasă în comentarii despre a cui colecție de mașini ți-ai dori să vorbim săptămâna viitoare. Hai să începem cu prima mașină a lui Messi. Cred că ar fi important să începem cu ceva tare. Este vorba despre un Ferrari 335S Spider Scaglietti. Nu știu exact cum se pronunță, dar ce vreau să spun, că mașina aceasta este cea mai scumpă mașină din colecția lui Messi. A plătit 32 de milioane de dolari pentru mașina asta. A câștigat-o la o licitație, ca o paranteză, pentru aceeași mașină a licitat și Ronaldo, da, și a câștigat Messi. Poate atinge viteza maximă de 300 de km la oră, fiind propulsată de un motor V12 de 4 litri. Pe de altă parte, în aceeași colecție găsim și un Ferrari F430 Spider, ce are un motor V8 de 4,3 litri și dezvoltă 403 cai putere. Ce mi se pare interesant este că mașina asta nu a îmbătrânit, nu-și arată vârsta, pentru că totuși vorbim de o mașină de generație mai veche. Stai să vedem, de exemplu, cât costă F430 Spider F1. Bă, ești nebun, 100.000. Bă, ești nebun. Bă, dar în colecțiile oamenilor ăsta găsim niște mașini foarte interesante, adică mi se pare super mega tare. Imaginează să-ți achiziționezi o mașină de genul ăsta în condițiile în care valoarea inițială, cel puțin așa am găsit informații, este de 164.500 de dolari. Și acum o iei la 80, jumătate de preț. Și arată, scuzele mele, big like, ne place, foarte mișto colecția lui Messi când vine vorba despre Ferrari. Următorul brand din colecția lui Messi despre care vorbim este și sponsorul Barcelonei. Și anume, vorbim despre mașinile Audi din colecția lui. Are 3 modele, cel puțin asta sunt informațiile pe care le-am găsit. Are un Audi Q7 de 54.000 de dolari, un Audi A7 de 70.000 de dolari și un RS6 de 108.000 de dolari. Mi se pare normal să ai un RS6, totuși, cred că e cel mai tare break din lume. Eu sunt fan BMW, dar niciodată nu o să pot să compar nicio mașină din zona asta de break cu RS6-le, e next level. Ăsta este Q7-le, ok, se vede că e dată de sponsor, că e curat așa, și ăsta este A7-le. Mi se pare foarte tare, nu ți se pare mișto? Mi se pare interesant să ai un sponsor de genul ăsta și să-ți dea în permanență ultimele modele de mașini. Foarte mișto. Bun, mergem mai departe cu modelele pe care eu de altfel le apreciez, și anume două modele Range Rover. Are un Vogue și un Sport. Vogue este în valoare de 200.000 de dolari, care arată cam așa. Sunt sigur că este un SV autobiografie. La un moment dat văzusem niște informații referitoare la asta și povesteau că, în general, cu mașina asta vine la antrenament Messi. Mi se pare foarte normal că este super mega mișto mașina. Și un Range Rover Sport de aproximativ 70.000 de dolari. O altă mașină din garajul argentinianului este un Mercedes SLS AMB. Wow! Un model elegant, sportiv, în același timp, automobilul are doar două portiere, normal. Ce mi se pare tare și e foarte interesant, modalitatea în care se deschid portierele, nu știu dacă v-ați documentat vreodată, dar v-ați gândit vreodată, dacă te răstorni cu mașina asta, cum mai ieși din mașină? Dacă rămâi pe plafon cu ea. Nu mai ieși. Crezi că cineva în lumea asta ți-ar omologa vreodată vreo mașină din care să nu mai ieși dacă te rămâi pe plafon? Deci, are un sistem de explodare a ușilor. Fii atent. Fii atent informației aici. Ia vedeți, pango, răstor, da? A rămas pe plafon și fii atent. Ha? Știai asta? A, da, nu poți să ieși tu. Ideea e că îți sare sistemul ăla și sistemul ăsta asta testează. Pur și simplu să tragi foarte ușor și să se deschide portiera. Da, deci asta este modalitatea în care poți să ieși dintr-un SLS. Mi se pare foarte interesant. Cred că este una dintre singurele mașini care au rămas pe portierele astea ridicate. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată, dar eu chiar am avut o întrebare referitoare la asta. Bă, frate, cum mai ieși din mașina asta dacă rămâi pe plafon? Și da, m-am documentat și aceasta este soluția. Sunt curios, lasă în comentarii tu ce părere ai despre acest sistem. Ca o paranteză, în descriere ai link spre
voucher reduce 20% la orice raport card vertical, transformă-te în 6 luni pentru nutriție și antrenament și dacă vezi pentru școala de șoferi, școala de șoferi online, toate produsele le regăsești în descrierea acestui clip. Mergem mai departe cu informații despre acest SLS AMB. Mașina a costat aproximativ 640.000 de dolari, are un motor V8 de 6,2 litri și clar de departe este una dintre cele mai speciale mașini făcute vreodată de Mercedes. Mie mi se pare că genul ăsta de mașini niciodată nu o să îmbătrânească, de asta o și apreciez și mi se pare foarte inspirată investiția lui Messi când vine vorba despre ea. Următoarea mașină, cred că mulți dintre voi ați văzut poze cu mașina asta, este vorba despre această Pagani Zonda Tricolore. Este una dintre cele mai exotice mașini din colecția lui Messi. Ea este de asemenea printre cele mai rapide mașini din lume, iar prețul este pe măsură. Are un motor V12 de 7,3 litri, cuplat la o transmisie automată cu 6 trepte. Lionel Messi a plătit undeva la 2 milioane de dolari pe genul acesta de mașină, care este una dintre cele mai scumpe mașini din colecția sa, eliminând Ferrari-ul. Sunt curios, dacă tu ar fi să alegi, pe ce ai merge? Bugatti, cum a mers Ronaldo, sau ai merge pe un Pagani? Alin. Eu direct pe Pagani. Adică ai fi dispus să plătești, facem un exercițiu de imaginație. 2 milioane pe un Pagani și ai renunțat la Bugatti? Și alte Pagani. Ți se pare mai exclusivist? Și arată mai ok. Și eu aș fi tentat pentru că e mai exclusivistă ca și brand. Nici n-ai ce să-i zici. Doar te las pe tine să-mi lași în comentarii tu pe ce ai merge, Bugatti sau Pagani. Următoarea mașină despre care vorbim este un Maserati Gran Turismo MC Stradale. În valoare de 240.000 de dolari, are un motor V8, 4,7 litri și o transmisie manuală robotizată, ca pe Sandero. V8 de 4,7 litri. Oricum mi se pare extraordinar de scumpă ca și achiziție. Hai să vedem una second hand. Bă, ești nebun la cap. Asta este mașina. Da? Uite-te interior. Se pare foarte simplu. Ăsta e simplu, ești nebun la cap. Cât costă? 38.000 de euro. Da, E-Class-ul este mai scump decât mașina asta. Oricum, foarte tare, mi se pare interesantă mașina. Hai să mergem mai departe cu următoarea mașină. Vorbim despre un Cadillac Escalade. Este o altă bijuterie din colecția vedetei de la PSG. Corect, ce echipă au ăștia de la PSG acum. Acest model este unul dintre cele mai ieftine și accesibile din colecția lui, dar numai bună pentru familie, deoarece are spațiu pentru 8 persoane. Messi a cumpărat acest automobil pentru 75.000 de dolari. E un fel de X7 sau Vogue. Mișto. Cert e că Ferrari-ul ăla face aproape toată colecția. Sincer să fiu, tind să votez pentru colecția lui Ronaldo. Ți-ți place mai tare asta? Da? Sunt foarte curios. Lăsați în comentarii vouă care v-a plăcut mai tare. Colecția lui Ronaldo sau colecția lui Messi. Lasă în comentarii încă o dată ce colecție vrei să atacăm săptămâna viitoare. Lovește cu încredere butonul de like dacă ți-a plăcut materialul. Subscribe dacă ești pentru prima dată pe al nostru canal. Și nu uitați! Eu am fost Mihai Belde, Patrick este acasă, ne ajută să edităm. Alin este în spatele camerei ca să filmăm. Și până la următorul material, nu uitați, iubiți-vă mult mașinile! Pa, pa!